încercată și pe care ne rămâne să o privermisim mai departe, așa cum se cuvine, dacă vom fi în stare și dacă vom avea luciditatea necesară să ținem la un loc. Dimensiunea religioasă este o dimensiune fundamentală pentru toate cele 13 personalități de carte și pentru toată această rezistență anticomunistă. Pentru că am ajuns în discuție cazul lui Solzhenitsyn, aș vrea să subliniez un lucru. Este foarte interesant și trebuie să ne pună pe gânduri faptul că noua Rusie, așa zis, post-comunistă, mai degrabă aș numi o post-sovietică, a refuzat modelul Solzhenitsyn. Nu pe linia lui Solzhenitsyn să merge. Linia lui Solzhenitsyn și a mucenicilor Gulagului, linia acestui naționalism creștin anticomunist, a fost părăsită destul de repede. Deși la început Putin a încercat să cocheteze cu ea. Până la urmă, ceea ce a triumfat a fost o formă hibridă național-comunist, tradusă în așa numitul duginism actual, cu nostalgie euroasiatice. În urmare, un model care uită sau pune în paranteză tot acest răstimp de teroare comunistă, doar această experiență majoră pe care a trecut Rusia tradițională. Și noi trebuie să deschidem bine ochii în fața acestei realități și să nu ne lăsăm furați de chimere. Putem fi supărați oricât pe Occident, putem avea evlavie absolută pentru paradigma ortodoxă răsăritană, dar nu trebuie să confundăm lucrurile. Nu trebuie să vedem în ceea ce se întâmplă astăzi în Rusia lui Putin un model de salvare istorică sau spirituală. Este o lume care merge într-o direcție evident aberantă și o ortodoxie care, în mod evident, și-a trădat temeiurile. Nu acolo este adevărata Rusie. Marea Rusie a Sfinților, Marea Rusie a lui Dostoevski, Marea Rusie a lui Solzhenitsyn. Nu găsiți nicăieri pe această orizontală a putinismului, duginismului actual, care este o simplă ideologie parșivă, care duce mai departe, într-o altă formă, nu? Acest vis imperialist al Rusiei, în care trebuie să avem luciditatea să ne dăm seama că nu este loc și de alții. Nu poți fi decât un biet tovarăș de drum al acestui monstru, acestei hidre, și dacă te lași furat de această ispită, nu poți decât să te prăbușești. Cea mai importantă notă care trebuie să fie scoasă în evidență și trebuie să ne mobilizeze este nota aceasta religioasă, nota aceasta a dimensiunii moral-spirituale a lucrurilor. Și mă bucur că l-avem aici între noi în această seară pe Părintele Profesor Gheorghe Forbea, care ne-a găzduit de atâtea ori la Facultatea de Teologie cu atâtea prilejuri comemorative și care ne poate spune câteva cuvinte din această perspectivă a unui naționalism asumat ortodox și dus mai departe, nu atât spre slava oamenilor, ci spre slava lui Dumnezeu. Da. Părintele a început puțin în gărbiniță, a ajuns mai târziu și o să rog pe domnul Dan Puric să vorbească dânsul, și apoi Părintele se încheie, poate încheiem și cu o rugăciune, dar nu plecați, pentru că urmează și conceptul de Părinte.